Cea de 18-a ediție a Festivalului Concurs de Literatură Rezonanțe Udeștene va avea loc în perioada 24-26 mai la Suceava și Udești. Sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate și nepremiate la alte concursuri literare. Dintre invitații literari, voi începe cu ei pentru că invitații din domeniul muzicii încă n-au ajuns în sală, îl avem printre noi cu mare bucurie pe Constantin Mabăluță, poet, prozator, antologator și traducător. Domnul Abăluță a debutat editorial ca poet în 1964, a mai scris și proză, teatru și dramatizări pentru radio, membru al Uniunii Scriitorilor și președinte interimar al Pen Clubului Român. A publicat peste 40 de cărți și a tradus mai bine de 25 de volume ale unor mari poeți și prozători din literatura universală. Concursul își propune să descopere, să sprijine și să promoveze noi și autentice talente în rândul creatorilor din literatura de astăzi. Festivalul se desfășoară sub egida Festivalului European al Artelor Ciprian Porumbescu. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii. La poezie, Marele Premiu Magda Isanos, precum și premiile 1, 2 și 3, Premiul Constantin Ștefuriuc, pentru proză scurtă, Marele Premiu Eusebiu Camilar și premiile 1, 2 și 3, iar pentru reportaj literar, Marele Premiu Mircea Motrici, precum și premiile 1, 2 și 3.